Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața din Deșteptarea. Bună dimineața. Așadar, Ministerul Finanțelor a publicat forma finală a așa numitului proiect de măsuri fiscale și de reducerea cheltuielilor bugetare. E un document foarte stufos, pe care îl așteptăm oricum de săptămâni între și ale cărui prevedere au fost în mare comunicate pe surse presei, ceea ce a provocat dezbateri și proteste furioase, mai ales din partea reprezentanților economiei private. Vă reamintesc, bugetul de stat are un deficit nesustenabil de 45 de miliarde de lei, care trebuie musai redus ca să rămânem în criteriile și regulile de responsabilitate bugetară ale Uniunii Europene. La telefon este profesorul de economie Cristian Păun. Bună dimineața, domnule profesor. Bună dimineața. Presupun că ați citit atent proiectul. Cum vi se pare? Adică ar trebui, din punctul meu de vedere, ar trebui să fim atenți la două posibile efecte. Odată, dacă aceste măsuri vor reduce semnificativ deficitul bugetar, că altfel e furtună într-un par cu apă, și apoi cum va reacționa economia reală la creșterea nivelului de taxare? Răspunsul este relativ simplu. În momentul în care tu vii cu asemenea creștere de amploare a taxelor și destul de sofisticată și destul de alambicată, pentru care tu ai nevoie de modificări chiar și în contabilitatea firmei tale și așa mai departe, evident că vom avea un recul al economiei private. Vom avea, cu siguranță, deja dacă ne uităm pe producția industrială, productivitatea este în scădere de la lună la lună, producția este în scădere de la lună la lună pe zona industrială, cea care contează până la urmă pentru o economie pe care o dorim modernă, dezvoltată și așa mai departe. Ori în acest moment să vii cu așa ceva, mi se pare că e clar, ești rupt de realitate, ești rupt de context și nu contează decât să te salvezi pe tine și pe ai tăi. Adică este din avion așa pare o măsură foarte disperată și nu înțeleg de ce le-au trebuit 85 de pagini ca să crească taxele. Adică înțeleg că trebuie să-i spună ajustor fiscal, reductor fiscal, să o denumească cu tot felul de denumiri din astea, optimizator fiscal, denumiri din astea inginerești, dar pe fond tot ce vedem în cele 85 de pagini reprezintă creșterea taxelor, adică austeritate pentru românii care trebuie să plătească aceste taxe mai devreme sau mai târziu. Dacă stăm să ne uităm la toată treaba asta, nu le trebuiau 85 de pagini ca să crească TVA-ul cu 2% sau cu 3%, efectul fiind probabil similar. Dar vedeți, neastră, dacă vii și le propui românilor trebuie să creștem TVA-ul cu 2-3%, românul se prinde imediat că este despre el. Și atunci trebuie să creezi o poveste din asta alambicată, cum că noi ne luptăm cu multinaționalele, ne luptăm cu ticăloșii care nu optimizează profitul și nu declară profituri pe aici și așa mai departe. Ori asta dă bine la popor, dar în final tot poporul va plăti toate aceste taxe prinse în cele mărite și prinse în cele 85 de pagini. În privința rezultatului, se va reduce rezultatul deficit? Va fi că vom rata ținta de inflație, pentru că, exact cum spuneam, se lovește tot în producție și atunci oferta, cu siguranță, se va deteriora ca urmare a acestei ajustări fiscale, reducționări fiscale sau cum Dumnezeu o numesc. Și doi, deci ratăm ținta de inflație cu siguranță și doi, vom avea în continuare probleme pe creștere economică, pentru că nu facem altceva decât să mutăm niște bani din zona privată cu forța într-o zonă a statului unde n-avem reforme încă făcute. Adică este puțin cam ciudat să vii și să jegmănești din nou poporul român pentru un stat care este complet reformat și ale cărui reforme sunt amânate sine die, se fac cu ignel, se fac culme având bani europeni în spate pe care îi pierdem. Adică e puțin ilogic ce se întâmplă, să pierzi 700 și ceva de milioane pentru spitale și apoi să vii și să crești taxarea pentru români și să spui ne trebuie bani pentru spitale. Cred că ceva nu ține apa în tot acest demers, dar asta este. A fost o decizie probabil asumată politic și care, zic eu, sper eu să nu se va, să se vadă taxată de români la votul care va veni anul viitor. Apropo de asta, domnule profesor, dacă întrebi reprezentanții guvernului, îți explică așa mai cu jumătate de gură, dar insistă că se măresc taxele, că e nevoie de bani acum, repede, și că se vor face, desigur, și reformele și reducerile de cheltuieli, dar că acelea reprezintă un proces care durează. Nu se pot obține bani imediat din asta. E plauzibil? În primul rând, credeți
că mai e plauzibil că se vor reduce cheltuielile statului anul viitor, care este un an electoral? Adică ei au ratat sistematic aceste reforme și în continuare vor o bilă albă de la noi, vor un vot de încredere de la noi. Pe cine i-a pus să facă bugetul ăsta complet anapoda cu care au început acest an și care este principala sursa belelelor pe care le vedem în momentul de față? Ei au pornit în acel buget cu niște fantezii de ne făceam noi cruce, cum o să încaseze ei miliarde. Au supraestimat veniturile. Toată lumea a tras atenția că veniturile sunt supraestimate și ceea ce evident nu s-a întâmplat. Și când le spuneau, râdeau de noi. Ori astăzi ceea ce vedem este clar consecința acestei administrații care nu este performantă. Ori să vii tu și să cer românilor mai mulți bani, sunt foarte prost pe partea de performanță, cred că nu e un lucru nici logic și nici economic sustenabil, din punctul meu de vedere. Dar ce ar trebui făcut pentru o reducere sustenabilă, pe termen lung, a deficitului bugetar în România? Păi noi toți spunem lucrurile astea. Dacă ne uităm, cei mai mulți bani în România se cheltuiesc pe zona de administrație publică. Noi n-ar mai trebui să mai dublăm fondurile europene pe care le tot amânăm sau le accesăm foarte greu de fonduri proprii. Din punctul meu de vedere, Angel Saligny ăla n-avea ce să caute ca program. Ăla mănâncă foarte multe resurse și este un program păgubos, părerea mea. Doi, ar trebui să ne reorganizăm din punct de vedere teritorial. Nu mai poți să mergi cu o structură teritorială comunistă de acum 50-60 de ani, în condiții în care vorbim de o economie digitalizată sau de o societate tot mai digitală, tot mai legată de infrastructură, de transport. Mă rog, ar trebui să se întâmple lucrul ăsta. Deci noi ar trebui să reformăm teritorial România. Asta ar trebui să se facă nu pentru că zice Uniunea Europeană, nu pentru că ne cere FMI sau, nu știu, Consiliul Marțienilor. Pentru că România are nevoie ca de aer de așa ceva. Ori evident că ne lovim de baroni, ne lovim de toți cei care în teritoriu sunt vătați pe structuri din astea fără viață, pline de suflete moarte, care din când în când mai trebuie să și voteze pe o plasă de ulei. Asta nu e o gândire de secol. Nu păreți prea optimist. Actual. Păi nu sunt optimist pentru că lucrurile astea trebuie să se schimbe prin politicieni. Ori dacă politicienii nu se schimbă și în continuare avem același tip de politică și același tip de politicieni, cu siguranță nu o să vedem lucruri bune în viitorul apropiat. Ce facem? Schimbăm pe unii cu alții care gândesc la fel sau îi punem tot pe aia care tot la fel gândesc? Trebuie să schimbăm lucrurile astea și clasa politică trebuie și ea să se modernizeze, să se aducă, să se actualizeze situații pe care noi ne-o dorim în momentul de față pentru țara. De ce s-ar moderniza? Care este interesul lor? Interesul este să nu se modernizeze ca să rămână în continuare mufată la resurse publice. Dacă s-ar moderniza, ar însemna să crească nivelul de competență, de eficiență, mai multă muncă, mai multă inteligență. Unde este cointeresarea pentru asta? Corect, ar trebui să-i lase pe alții, în primul rând. Și atunci, acum să-i lase pe alții? La vremuri noi, tot noi. Da. Nu, e complicată. România nu este foarte simplă, iar această creștere de taxe pe care o vedem astăzi după alte două creștere de taxe destul de recente și după inflație, este semnul clar al incompetenței clasei politice și a unei nevoi de reformă ca de aer în România. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în Deșteptarea profesorul de economie, Cristian Păun. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.